seara, dragi prieteni ai artelor vizuale. Astăzi, 16 februarie, avem un invitat de la Asociația Artiștilor Plastici din Cluj, cu care colaborăm de mult, domnul Gelu Gerula. E un nume fantastic de dac, așa? Da? Gelu Gerula, care ne-a umplut de culoare aici, n-am avut atâta culoare în Galeria de Artă Valer Suciu. Și e o bucurie că în curând va fi Dragobetele Românesc și o să fie expoziția până în 2 martie. Deci prinde și 1 martie, când se dau mărțișoare. Și avem multe flori, dar vreau să zic de domnul Gerula, pentru că este un domn care n-a făcut școală de arte plastice, dar prin asta și mă uimește, și cred că și pe dumneavoastră, nicio școală. Lucrările, toate picturile sunt făcute în ulei, pe pânză, pânza preparată de dânsul, șasiul preparat de dânsul, nu este cumpărat. Era o chestie care nu se trebuia să o spun, că așa mi-a spus, că eu le cumpăr de obicei. Ce aș mai vrea să spun? Ce vedem noi aici? Vedem pictură în ulei, genuri diferite, abordarea genurilor, tuturor genurilor, portret, natură statică, peisaj. Avem aici compoziții foarte frumoase și foarte bine compuse, în format, deci figurative, compoziții, foarte frumos. Toate genurile cuprinde domnul Gerula. Și ne uimește cu culoarea dânsului, care spune că n-a făcut arte deloc, are cu totul altă facultate, în alt domeniu, dar vedeți cum e viața asta, când te trezești, de fapt, de mic, a zis de mic, da? De la adolescență. În adolescență, desenați. Da. Cum desenăm. Deci e important, arta dumneavoastră nu se citește că cauți în ea filozofie, cauți, deci câteodată venim, ne uităm, ne place și apreciem ce ne place. Fiecare cu gustul lui. Gustul, între timp, poate la fiecare om să schimbă gustul pe parcurs. Dacă vede mai mult, dacă percepe mai mult, asta ține de fiecare individ aparte. Dar vă zic că mie îmi plac, mai ales portrete aici cu ce deprins eu și culme că dacă la un portret trebuie să știi și anatomie și fără școală e foarte greu să faci un portret. Avem și aici o balerină, compozițional extraordinar, în format, nuanțe, toate. Acolo avem peisaj, în umbră, în natură. Deci eu numai ce vreau să vă zic, felicitări și să continuați în încă 100 de ani tot așa. Fără reparații capitală. Dau cuvântul domnului profesor Alin Bâl. Într-adevăr, expoziția pe care o vedem astăzi este una specială care emană o bucurie a culorii. Sunt impresionat și chiar pot să spun plăcut impresionat de prezența autorului aici, alături de lucrările sale. Subiectele abordate sunt din mai multe domenii a interesului plastic, naturi statice, cum a amintit și colegul meu, peisaje, portret, portret compozițional, compoziții cu personaje. O expoziție foarte bogată, care denotă preocupările foarte solide și serioase ale autorului și, într-adevăr, pentru un pasionat care nu a parcurs un studiu aprofundat și profesionist al artei, mi se par lucrări chiar de foarte bună calitate. Văd lucrări în care desenul are o soliditate și o corectitudine impresionantă. Relațiile, dialogurile cromatice sunt interesante, au într-adevăr o anumită muzicalitate, fiecare lucrare. Sunt foarte vii, folosește contrastul cald, rece și complementar cu multă maestrie și delicatețe, astfel încât lucrările sunt unitare și chiar unele stridențe cromatice sunt mai atenuate de contrapunerea unor
altor tonuri cromatice care le mai sting, le mai așează într-o zonă din asta de echilibru cromatic. Deci are echilibru cromatic, are echilibru compozițional, are desen expresiv. Am înțeles din dialogul premergător acestei discuții cu autorul că zăbovește foarte mult. Și asta denotă un anume profesionalism. Pentru că în momentul în care stai foarte mult în fața unei lucrări și cauți să o, și cu studiu și cu cercetare și cauți să o aduci la un bun sfârșit, asta denotă un profesionalism peste medie. Și lucrul ăsta e dovedit în final de produsele sale artistice. Mă bucur că ne vizitează, mă bucur că ne onorează cu această expoziție și și ca om mi se pare un tip așa solar. Îmi place și numele de artist, era să zic numele de scenă, dacă erați cântăreț sau altă. Și sper să ne mai întâlnim, chiar mă bucur. Mă bucur și încununează această expoziție apropierea sfârșitului iernii. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc mult succes. Câteva cuvinte, mulțumesc. Sau mai multe, chiar. Da, nu sunt... Povestiți ceva despre dumneavoastră, de unde și cum și până unde. Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte spuse neapte vorbitori. Nu sunt un vorbitor prin excelență. După cum spunea domnul Nechifă, care l-am văzut pe aici, noi ne-am exprimat. Noi am, eu în cazul de față, dânsul așa, ce am avut de spus, am spus. Modul nostru de a discuta, de a comunica cu ceilalți este prin culoare, lumină, mai puțin prin vorbe, așa că nu o să fiu foarte lung. Despre mine, după cum vă dați seama, este un pseudonim. Gerula este un pseudonim ales pentru sonoritate și dintr-o glumă. Am ajuns cu acest pseudonim într-o glumă pe care a fost lansată pe internet și au prins foarte bine numele, lumea m-a cunoscut și am foarte mulți urmăritori pe social media, că așa se poartă în ziua de astăzi, că doar acolo trebuie să ne facem prezentarea și am rămas cu pseudonimul. De fapt, mă cheamă Munteanu, sunt inginer, am terminat facultatea la Galați, am ceva legături cu dânsul, că sunt de pe partea cealaltă a Prutului, foarte aproape de, sunt născut în Moldova, foarte aproape de Prut, a ajuns cu repartiții în Cluj. Pe vremea, deci atâta suntem de vechi, cu ghilimele, încât am prins repartițiile guvernamentale. Deci am ajuns în Cluj cu repartiții guvernamentale. Eu am venit cu armata. Așa am ajuns. Momentan locuiesc în Veleagu. Deci ne-am urcat un pic mai la munte. Acolo în biserica lui Ștefan cel Mare. Da, vis-a-vis de noi. Soarta m-a făcut ca ingineria să o pun deoparte și să rămân la o pasiune mai veche. Și așa am dezvoltat în ultimii ani, vrând nevrând, am avut timpul necesar pentru a-mi dezvolta și tehnica și toate celelalte. Eu aș mai vrea să vă întreb, când concepeți o lucrare, cum procedați, când faceți un desen? Am adaptat. Nu mai sunt în clasă. Primesc foarte multe. Pentru că toate compozițiile dumneavoastră sunt baza și desenul aici. Și desenul. Foarte bine conturat. Am început și în compoziție aici, figurative, și la flori și peste tot. Deci contrastul este, baza este desenul aici. Am început cam pe la 14-15 culoare, culoare multă, multă culoare, într-adevăr, da. Și am început cu serios cu desen. Desen în cărbune, ani de zile am desenat. Desenam zilnic un portret. Și în pictură, când începeți pictura, mă scuze, da. Faceți cu cărbune desenul sau cu creion? Cu creion, în creion. Creion. Cărbunele este prea... Pânza e fină. Exact. Da. Și a cărbunele este greu de acoperit culoare. Este uleios cărbunele și nu... Da. Și trebuie acoperit și trebuie acoperit așa, cu cărbune cât mai subțire, fără să apeși. Și spune ca tehnică, ne-am modernizat. Nu mai suntem la capitolul să facem compoziția noi, să punem vasul, să-l aranjăm, să creăm lumina. Asta este apanajul dânșilor. Ei s-au specializat, au aparatură de zeci de mii de euro, nu putem să-i concurăm. Noi luăm fotografiile luate de ei,
le prelucrăm în Photoshop să trăiască că așa, le reglăm culoarea, reglăm compoziția, absolut tot, până ne ajunge să-mi placă cum arată lumina și încadrarea și toate ce... Nu este interzis. Eu mai cunosc de pe internet un pictor rus, Bolegu, care postează și am văzut foarte realist, foarte realist. Mă, tot îl urmăream, cum naiba picteze un copil sau o doamnă care face baie în mare și tu păstrezi că lumina soarelui, că la el baza e lumină și umbră. Deci aia se duce repede. Și deodată, mă, într-o seară, tot urmăresc cum lucrează în atelier și alături avea un laptop. După tabletă. Da, după un laptop, poza era făcută și el își făcea compoziția pe pânză. Deci nu interzis dacă vrei să faci. Cât lucrezi 50 de ore la un tablou și ai 70 de ore cum este tablou, da. Nu poți să stai în peisaj și să pictezi, nu faci o fotografie, o prelucrezi până îți place și după aceea te chinui să dai ceea ce ai făcut. Eu aș zice oamenilor care vin și vă fac observații să le spuneți așa, încercați și voi. Da, au încercat și Vana, au spus, da, să încerce și să facă aceea și nu mai ia să povesteze. Cineva care făcea observația. Și ca atare am primit multe observații că nu sunt originale tablourile, că subiectele poate, încerc să mi le aleg să nu fie foarte populare pe internet și să nu mai fie reîntâlnite, dar se mai întâmplă. Se întâmplă să fie refăcute și de alții. Am o colaborare cu un fotograf din Sibiu, care am cerut acceptul pentru a-i folosi fotografiile. Da, pentru că fotograful este foarte cunoscut, ne-am trezit că am făcut 3 picturi, în același timp, în aceeași săptămână, am terminat același tablou. Deci iar domnul fotograf ne-a pus la insertat și a pus întrebarea care e mai frumos. I-ați plătit drepturile de autor? Nu mi-a cerut, dar după ce mi-a servit și mi-a pus la insectar, nu mi-a căzut deloc bine la niciunul dintre ei. Unul era din Statele Unite și doi din România. Deci se poate întâmpla și așa ceva să apară. Bine că recunoașteți, că unii nu recunosc, deci de unde au pornit și ce au făcut. Nu e importantă chestia asta, e important că culoarea predomină la dumneavoastră și la tot ce am spus, la toate genurile care sunt prezentate aici. Și asta este caracteristică. Noi să, și lumina. Dacă n-am fi în expoziția asta și la club, și la aici la noi, la Turda, și prin țară, oameni ca dumneavoastră și alții care gândesc filozofic și ar fi foarte tristă de asta. Exact. Foarte tristă. Vă mulțumim frumos că ați adus un prezent. Și mulțumesc pentru invitație și vă invit să admirați dacă aveți ce. Mulțumim frumos. Aș vrea să spun, mulțumim domnului de la Asociația din Cluj, domnul, încă o dată, Gerulea Munteanu, pentru lucrările și pentru sărbătoarea asta de Ziua Doamnelor, care acum se apropie Dragobetele și 1 martie și după 8 martie. O să avem chiar plină de flori, sala plină de flori. Poate o prelungim și până 8 martie. Să vedem. Dacă tot este... Și ca și un cadou din partea noastră, da, pentru expoziția noastră, am adus un cetiraș de-a nostru să ne încânte. Mulțumesc. Și Felix Rațiu o să prezinte un mic recital aici, care îl cunoaștem de mult timp, toți dintre noi l-au văzut în prima oară. Dumneavoastră nu ajunge? Nu. Deci, un băiat foarte bun. Felix, ascultăm. Să-l ascultăm. Să-l vedem și o să-l ascultăm. Nu, l-am văzut câteodată, l-am și auzit. Să-l ascultăm cu vedea. Da. Dar mă gândeam că deși ați fost conversat de admirator cu un nume Darcy, că aveți povestea de roman și cea mai tare ar fi să faceți ce spuneți să lăsați în Segetuza. Nu, a mea e de român. Nu, a mea. Asta e de român. Vai, întâmplător, toate chestiile astea sunt trecute, pretrapite secole trecute. Am puțin vorbit despre faptul că compozițional nu discutăm, dar urmărind de parcursul galeriei, săptămâna trecută s-a terminat expoziția Tudor Jarda, școala clujeană,
Și vorbind despre paleta coloristică, este clar personală. Nu mă bagă nicio polemică. Evit polemicile. Iar eu nu vreau să vă spun nimic, nu știu școala, nu sunt din Cluj. Nu cunosc școala clujeană, nu cunosc, din păcate, nici cea turdeană, nu cunosc nimic. Nu sunt tributar nici unui stil și nici unui școli. Totul este original, măcar din punctul ăsta de vedere. Cromatic și... Tocmai asta mă pățește de acest spațiu expozițional și lucrările dumneavoastră. Eu sunt... Toate sunt în stil realist. Da, stilul este realist. Și vibrația, dacă vorbim de stil, vibrația mâinii este și a... Tu și dumneavoastră se vede pe, de la, deci nu-i ceva, deci stiluri diferite, când vorbim de stiluri, deci se vede că este același stil. Expoziția este unitară. Da, unitară. Totul întrebări? O să trebuie să-mi vedem. Cine vrea să mai spun? Am început cu vreau să spun, la 16 ani am început cu desenul. Și culmea ironiei face că primul tablou l-am în pictură în ulei, am lucrat la solicitarea surorii mele, care aveau o comandă de făcut. Ea era cu pictorii, cu pictura și nu mai pictează deloc acum. Și așa am ajuns să pictez. La solicitare, că trebuia să termine un tablou, era mare, Elena Müller-Stănescu. Era o copie, o reproducere după coșul, vestitul coș de Culiliac a doamnei Müller. Da. Clujancă. Am, după câte știu, expoziția, dar mai... Și așa am ajuns pentru prima dată să pun pensul la mână și să pictez. Și după aceea eu am continuat, ea n-a mai continuat. Dar și mai mult, în ultimii 7-8 ani, soarta au făcut ca să am timp și să mă rog mai mult pentru pictura. Și să lucrez constant. Și acum lucrez în sezonul de iarnă în plin, pentru că sunt mai puțin. Așa, iar vara, constant, da, în ore mai puțin alocate. Mai aveți întrebări? Cineva vrea să spună ceva? Domnul doctor. Da. Domnul Chiru, nu? Am discutat înainte și am văzut inclusiv compozițiile pe bază de mixaj între ceea ce vede vizual și ceea ce vede fotografic. Se vede și dincolo și aici și la balerină și la... Dar se vede că e compusă foarte bine, deci vine de undeva chestia. Iar tehnica fotografică, no, în cele două se vede clar. Cu separarea de planul și mai ales că am plăcut certificația noastră, că am văzut exact fenomenul de defocalizare cu efectul de blur al obiectivului, care am încercat să vedem cu pictură dincolo. Da, și redând efectul de blur și de defocalizare a aparatului, am constatat că se creează o perspectivă anume. Și uitându-te, da, și dacă observați, și puțin la peisaje, dacă vedeți, toate sunt în perspectivă, nu sunt plane, nu sunt plate peisajele, sunt în perspectivă. În peisajul din pădure, toate un drum care duc undeva și ca, au o adâncină. Și atunci folosește foarte mult și acel efect pentru a scoate în relief obiectul principal, florile și obiectele. Compozițiile nu sunt, nu sunt pe mai multe planuri. O parte, o parte. Deși nu sunt, totuși au o perspectivă. Deci au o adâncime. Tot așa perspectiva. Da, adâncime. Exact. Să aibă adâncime, să nu fie plante. Spun destui de mulți că sunt niște flori atârnate în tablou. Nu sunt niște flori atârnate în tablou, au volum. Florile au volum, peisajul are adâncime. Și deși sunt, se lucrează în planuri, înțeles, mare majoritate. Mai vrea cineva să adauge ceva? Suntem liberi să punem întrebări, să vorbiți, dacă doriți. Aici avem un expert în colaj. Da? Domnul Dumitru Popa. Da. N-aveți nicio obiecție? De ce așa și nu altfel? Deci da. Fiecare se exprimă... Da, da, dar am vorbit despre asta. Când am pronunțat cuvântul realism, deja nu mai... Cine știe carte, trebuie să știe ce înseamnă realism. Toate sunt tratate în stil realist.
nu poate fi nici cubist, nu poate fi nici altceva, nu. Nu este superrealism, este... Da, nici hiperrealism, nu, este superrealism. Se vede lensul ăla. Poate mai sunt la echipă, vreau să spun așa. Domnule, nu l-ai întrebat pe maestru. Nu, îți văzeam că care ne-am întâlnit al altăieri, i-am promis că voi fi aici, chiar dacă un pic târziu, dar ceea ce văd, las la remarca dânsului, e puțin cuvânt, le las pe să vorbească. Cum după cum ați specificat și v-am citat, noi ne exprimăm prin culoare și lumină, în general. Putem și prin cuvinte, da? Dar nu este... Nu, n-ar fi cazul să le explicăm. Sunt alții care sunt mai experți în așa ceva, ele sunt pe dânsii să discute, să investească, pe dânsii să facă fotografii și fiecare cu ce la ce ne pricepem, considerăm că ne pricepem mai bine. Nu este nimic ceva complicat să vezi o lucrare. Vezi lucrări realiste... Nu ne-ai complicat să faci. Nu intri în filozofie, n-ai de ce să intri în filozofie, fiindcă nu este nimic filozofic. Nu. Vezi acolo culoare și vezi un desen. Deci nu este abstract să-ți dai cu părerea oare ce-o fi vrut să facă domnul ăsta. Este artă pur vizuală, se adresează ochiului și prin ochi sufletului. Deci nu este filozofie în... Deci primim așa nu spun nimic decât atât cât ne bucură ochiul să vedem toate lucrurile care le vedem mare. Eu sunt plăcut surprinsă ce poate să facă un talent și, în primul rând, o vocație. Deci pe mine m-ați impresionat foarte mult. Se vede munca din spatele acestor lucrări, se vede cromatica artistică. Chiar dacă nu aveți școală, aveți acel talent născut. Vă felicit încă o dată. Mulțumesc. Și am anunțat ceva foarte important, am fost foarte atent. A rămas pasiunea de a face ceva cât la putere, față de lucrurile care au făcut pictură sau cum n-a fost, nu știu ce a fost. Ne-a zis că ați făcut pentru ea. Sora. Care nici școală. Care cu timpul s-a lăsat. E tot inginer. Dacă pasiunea a existat, probabil continua și ea cu pictura, dar sper de o să vede de săptămâna asta, ați rămas mai departe cu voința și cu pasiunea. Și ne bucurăm că ne-ați invitat azi aici și am văzut... Eu mă ales că m-ați invitat aici. La nivelul unor artiști adevărați. Mulțumesc. Eu mă bucur că ne-am extins și cu filmarea și suntem liberi să discutăm, de ce nu? Fiecare poate să-și spună părerea, dar suntem așa ca la poză, dacă stăm ca la poză și spunem numai ce trebuie să spunem, așa e o discuție. Prima dată avem discuția asta, să știți. Ne-am extins prin toată sala. Mai discutăm, dar mai restrâng așa. Acum cu toată sala, am discutat. Trebuie să întrebăm de toți. Da, de ce nu? Chiar mă bucur. Așa ar trebui să fie, că parcă revenim la impresioniștii din Franța, că ei nu mă făceau chestii din astea. Numai că n-aveau aparate de filmat atunci. Dar făceau discuții din astea aprinse și mai cu critică și mai puțină critică. Și dezbatere. Și dezbatere până la duel. Da. Așa, nu, a fost cazul, a fost la ei, a fost cazul. Da. Nu erau de acord unii cu alții, s-au ajuns Mane, au ajuns la duel cu roata îndecată pe domnul care avea sala de expoziție. Nu trebuie acceptat.